știm, astăzi suntem invocați la ședința extraordinară a Consiliului Local pentru ora 9, data 25.08.2023, în care avem supuse dezbateri și aprobări 5 proiecte de ordine de zi. Cum ar fi? Aprobarea procesului verbal a ședinței ordinare din data 31.07.2023, proiect numărul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local, inițiator primar Popatul Statei. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării creditului gratuit al terenului de uz și servitude în favoarea SC de gaz grid SAT Mureș pentru terenul aferent realizării lucrărilor de investiții, realizarea condiții de coexistență pentru instalarea de stâlpi a unei rețele de telecomunicații realizate cu fibră optică, Comuna Orben, județul Bacău. Inițiator primar Popatul Statei. Iar proiectul numărul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului înscris în cartea funciară numărul 60.996, în două imobile, inițiator primar Popatul Statei. Iar la punctul numărul 5, diverse, este proiectul ordine de zi de astăzi, dacă avem discuții pe marginea proiectului ordine de zi. Dacă nu avem, supun la vot, cine este pentru? Împotrivă, abține. Dacă ați luat cunoștință legat de procesul verbal la ședințe anterioare și dacă avem discuții, dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Legat de proiectul numărul 2, am spus locul domnul primar, sunt prezinte proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local. Da, mulțumesc. O să dau citire de grație de aprobare privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli aluate Orben pentru Bacău pentru luna august 2023. În baza legii bugetului de stat pentru anul 2023, numărul 368 din 2022, a legii numărul 273/2006, privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, legea 571/2003, privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, nota de fundamentare a compartimentului de venituri și cheltuieli din cadrul primăriei Orbeni, bugetul de venituri și cheltuieli al Orbenei Orbeni va suporta următoarele rectificări. În baza prevederilor de așa constatatul, la total venituri, e vorba de zerole pentru nivelul suplimentare, rectificarea constă doar în transferul la plăpată cu cheltuieli, au fost sume de bani, și aici o să mai citesc cifre, că le-ați văzut, e vorba de suma de 25.000 de lei, transferată de la capitolul 5102, bunuri și servicii, la capitolul 65 pentru achiziționarea unui număr de 5 fose septice pentru funcționarea în condiție normale a anului de învățământ 2023-2024. Și asta datorită faptului că școala numărul 1 Orbeni, să zicem așa, intră într-o reparație capitală, de modernizare, având în vedere suma din PAFIR, de finanțare, care face referire la eficiența energetică în unitățile de învățământ, între care școala numărul 1 Orbeni este un astfel de lucrări. Și motivat de faptul ăsta, suntem nevoi să transferăm, să relocăm copiii în 2-3 unități de învățământ. Și în acest fel trebuie să creăm condiții să putem obține avizul de la Direcția de Sănătate Publică și de la celelalte instituții ale statului. Altfel, suntem nevoi să aducem în curtea școlii în cele 5 fose septice, așa cum am spus, pentru bună funcționare a unei școli de învățământ. Cam asta e rectificarea cu asta, plus mici reglaje în interiorul capitolelor, pe care cu siguranță le-ați studiat și le-ați analizat și le-ați decizat rectificarea. Da, mulțumesc. Dacă sunt discuții pe marginea subiectului supus aprobării, dacă nu supun la vot, cine este pentru? Da. Proiectul numărul 3 vizează proiect de hotărâre privind aprobarea acordării cu titlul gratuit al dreptului de uz și servitude în favoarea SC de gaz SA Târgu Mureș pentru terenul aferent realizării lucrărilor de investiții, realizării condiții de coexistență pentru instalare de stâlpii a
a unei rețele de telecomunicații realizate cu fibra optică, Comuna Urbeni și Județul Bacalom, inițiată prin primarul Constantin. Și raportului referatul de aprobare. Deci, dacă nu vedem raportul compartimentului de specialitate, referitor la acordarea cu titlul gratuit a dreptului de uz și serviciu de încăvoare a Societății Gazdei de Sar pentru terenul aferent realizării lucrărilor de investiții, realizare condiții preexistente pentru instalare pe stâlpile A a unei rețele de telecomunicații realizate cu fibra optică în Comuna Urbeni de Bacău, strada principală s-a scos la Comuna Urbeni de Bacău. Ținând cont de cele înregistrate de Primăria Urbeni, la Primăria Comunei Urbeni, zonă numărul 4221, 2673, prin care se genere progres, o lege de acordare a dreptului de uz și servitude pentru o suprafață de 2 metri pătrați teren intensat scurt la strada principală Comunei Urbeni Zubacău, beneficiar SCD-ul de acordare, cu vedere realizării lucrării de execuție, realizare condiții de existență pentru instalații pe stâlpile A unei rețele de telecomunicații realizate cu fibră optică. Propune existarea că cu titlul gratuit și drept de uz și dreptul de servitute asupra suprafeței de 2 metri pătrați teren, în favoarea SCD-ului Gazdei de Sar. Propune exercitarea titlului gratuit și dreptul de uz și dreptul de servitute asupra suprafeței de teren menționate mai sus, în favoarea SCD-ului Gazdei de Sar. Și o să dau citire și proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării cu titlul gratuit a dreptului de uz și servitute. Nu o să mai citesc preambulul, o să dau direct la propunerea pentru. Apoi, ținut dumneavoastră acordul, se acordă articolul 1, se acordă cu titlul gratuit, dreptul de uz și dreptul de servituse pe terenul suprafață de 2 metri pătrați din proprietatea publică a Comunei Urbeni, strada principală, către Delgaz Gazdei de Sar, cu sede în municipiul Dumnezeu, strada Panelor 42-4, județul Maramureș, în vederea executării lucrării, realizarea condiții de coexistență pentru instalare pe stâlpile a unei rețele de telecomunicații realizate cu fibra optică în Comuna Urbeni. În conformitate cu planul de situație la anexa numărul 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, articolul 2, SCD-ul Gazdei de Sar va exercita cu titlul gratuit dreptul de uz și dreptul de servitude asupra suprafeței de teren menționat la articolul 1 pe toată durata existenței lucrării, în condiții articolul 14 din legea numărul 123/2018, care a energiei electrice și a gazelor naturale, pentru care va achita impozite și taxe aferente în conformitate cu legislația fiscală vigoare. La terminarea lucrărilor, SCD-ul Gazdei de Sar va asigura amenajarea corespunzătoare a terenului efectuat de lucrări. Articolul 3. Beneficiarul poate folosi terenul necesar efectuării lucrării indicate la articolul 1, privind amenajarea conotificarea prealabilă și obținerea acordului la termen în acest sens. Articolul 4. Prezenta hotărârii poate fi atacată de persoane interesate la instanța de contencios administrativ a Tribunalului Bacău, în conformitate cu prevederile legii contenciosului administrativ numărul 554/2001. Cu modificări și completări ulterioare. Articolul 5. Prin grija Secretarului Comunei Urbeni, în prezenta hotărâre se va comunica primarului Comunii, Serviciului Urbane și Amenajare Teritoriului, SCD-ul Gazdei de Sar și va fi publicată spre afișare la semnificație în cap și pe site-ul Comunei Urbeni. Mulțumesc. Mulțumesc. Da. Deci, pentru fiecare lucrare în parte, ați observat de-a lungul timpului, este nevoie de aprobarea Consiliului Local pentru accesul și pentru lucrările care au loc statul pentru fibre optică, pentru gaz sau alte categorii de lucrări de pe teritoriul Matei Mărbeni. Dacă avem discuții, stimați colegi, imaginea subiectului și atenție. Dacă nu suprimăm la vot, cine este pentru? Împotriva abținerii, nu avem. Pentru proiectul numărul 4, privind aprobarea dezmembrării imobilului înscris în cartea funciară numărul 60/1996, în două imobile, rog domnul primar să ne prezinte proiectul de hotărâre sau cu domnul secretar. Da, dau citire hotărârii referente la respectivul de proiect de revizie, pe care la bază solicitării din partea unui cetățean al domiciliului s-a scurs, la origine se trage de s-a scurs acum la Urbeni. Este o documentație, să zic așa, în premieră, în urma cadastrului sistematic făcut pe o parte din teritoriul Comunei Urbeni. O suprafață de teren, suprafața de teren a acestui cetățean începe din intrabilanul satului Scurta și se continuă în extrabilan. Extrabilanul, în colț, e o parte din tablaua care populară cunoaștem cu toții sub denumirea de Fânicolie.
Și ferește că acel colț, având mai mulți posesori, cetățeanul în cauză și-a făcut dovadă dreptului de proprietate, se pune problema dezmembrării acelei suprafeții corespunzătoare lui, care este de, vă spun imediat, 415 metri pătrați, astfel încât să putem să continuăm de mers, să facem titlul de proprietate și ferește carte funciară. Vădă și tehnică cu materialul propriu-zis. Proiect de hotărâri privind aprobarea dezmembrării de mobilii înscris în cartea funciară cu numărul 60.996, 1 lei, 2 imobile. Consiliul local a venit cu ședința extraordinară cu data de 25 august 2023, având în vedere cererea depusă de Canal Sebastian, prim mandatar Șanta Imund, prin care solicită sprijinul pentru rezolvarea situației create în urma realizării lucrărilor de cadastru sistematic în tarna 84, parcela 2744, referatul de aprobare al primarului Comunei Orbei, raportul de specialitate al compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului și cadastru, al aparatului de specialitate al primarului Comunei Orbei, cu privire la necesitatea dezmembrării de imobilii înscris în cartea funciară numărul 60.996, în două imobile, planurile de amplasament și delimitare imobilor domnite de SC segment CAD-SRL, articolul prevede pe articolul 25 de legea 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară republicată cu modificările și completările ulterioare, articolul 179 din legea 227/2009 privind codul civil cu modificările și completările ulterioare, articolul 269 din legea 134/2010 privind codul de procedură civilă, pe ce prevederile de articolul 139 aliniatul 1, articolul 139 aliniatul 1, precum și ale articolului 196 aliniatul 1, litera A din codul administrativ, hotărăște articolul 1, se aprobă dezmembrarea imobilului cu număr cadastral 60.996, înscris în cartea funciară cu același nume, cu proprietate provizorii Oarte Orbeni, având suprafața totală de 2375 metri pătrați, teren arabil, extravagant, situat în tarnaua 84, parcela 2744, în două imobile, conform padului, care va fi anexat și parte integrantă la prezenta hotărâre, cu propunerea de dezlipire astfel. Lotul 1, suprafața de 415 metri pătrați, situat în tarnaua 84, parcela 2744, per 4, respectiv lotul 2, suprafața de 1961, metri pătrați, situată în tarna 84, parcela 2744. Articolul 2 se aprobă poziționarea lotului 1 în suprafață de 415 metri pătrați, conform padului, care constituie parte integrată la prezenta hotărârii. Articolul 3, privirea îndeplinirea prezentei hotărâri, se încredințează valul comunei urbani și compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului și cadastrului din cadrul aparatului specialitatea al comandului comunei urbani. 3, firește prezenta hotărârii va fi comunicată petentului, instituției prefectului, primarului, compartimentului de specialitate și firmei care va face demersurile tehnice ulterioare pentru finalizarea acestei situații. Deci, practic, din acest imobil cu suprafață totală de 2375 metri pătrați, dezlipim, dezmembrăm și punem la dispoziție pentru continuarea demersurilor suprafața de 415, urmând ca pentru diferența rămasă, practic, la posesori provizorii UAD Europeni să procedăm la fel și nu doar în cazul ăsta, ci în toate cazurile pe unde, firește, am parcurs acești pași ai cadastrului sistematic și din urmă trebuie să venim să finalizăm documentul de proprietate pentru cei îndreptățiți. Altfel spus, vor fi mult mai multe cazuri de genul. Și ăsta e primul caz, vom avea scurte de acum cumva mii de astfel de cazuri. Atât am avut spus. Mulțumesc. Deci în categoria asta vor intra toți cei care dețin terenuri, fără documente, fără a fi validat, fără de proprietate. Și în urmă cadastrului sistematic, provizoriu va fi trecut UAT-ul, după care are loc transferul, de fapt, proba cu documente, cu cei trebuie, transferul se va face către cel îndrept. Care ar fi stasul în care execuții cadastrul sistematic? Pare că au fost. Să punem așa într-un pachet ca în toată situația. S-au predat toate documentele oficiale care trebuiau predate. S-au făcut zboruri care să pună în pagină toată situația Comunei Orbeni, adică la toate categoriile de teren, dar pentru a nu întâmpinării și dificultăți, ca mai verificând anumite documente, am cerut să se deplaseze, după cum bine știți, în intrabilan, să mers de acolo și poartă în poartă, ca să poată că apăreau ușor, ușor mici diferențe între realitatea din teren și ceea ce erau preluate din zbor, mai sunt copaci care nu vreau, care mai sunt, eu știu, vegetații, case, și mă zic, și pentru a prinde, prin alul zbor, am căutat și am găsit înțelegere să vină și din poartă în poartă, acolo, unde am
vizitoare și nu s-a putut da. Înseamnă că declasa la fiecare. E făcut pentru hoață. Urmează să primim loturile care au fost puse în locul șus, date spre finalizare. Și după care, un invitat firește oamenii să punem, să ne punem de comun acord, așezare, vecinătăți, suprafețe, să căutăm să-i punem în ordine, cum ar fi fere să fie. Și ușor o să luăm pe fiecare etapă în parte, intravilan, extravilan și vegetații forestiere. Până la final, cruzarea lucrărilor, oamenii trebuie să fie în cunoștință de cauză de ceea ce se întâmplă. Nu ne-am mai avut probleme, am invitat oamenii, să căutăm cu soluții, să găsim astfel încât să existe liniște la urmă și toată lumea să fie, zic eu, mulțumit cu ceea ce se întâmplă. Toate astea se vor întâmpla până a da undă verde, pentru că în momentul în care am aprobat lucrările și au plecat către orice pisul de vizare, lucrurile după aceea se vor corecta mai greu. Dar sper să rămână cât de puține cazuri sau deloc, dacă ar fi posibil, să evităm conflictele între noi, între oameni, între ei, în principiu. Și că acum mai apar ce am găsit în teren, am adus noi pe echipe. Unii nu acceptă treaba. Știți, iarăși, revenim și ne întâlnim și astfel de situații. Erau mulțumiți cum stăpâneau, declarau că declarau, pe în momentul în care ies toate la suprafață, se schimbă tabloul. Și am întâmpinat rezistență unii cu oameni și cu oameni, zic eu, ca să nu zic gospodari, cu pretenții, care nu au fost de acord să le pot să pot unde am învățit măsura. Direcție că informații din noi le avem, oricum le punem pe cele reale pe asta. Le place, mă, le place, mă, ia, și exact, știi, ne dăm după colția, taxe, imposte, că acum suprafețele sunt altele. Dacă e să punem un apel în registru agricol și evidențele contabile cu ceea ce urmează să se întâmple în urma acestui cad măsurător, la să cadastru sistematic, lucrurile stau în fel. Dar sper să fie bine, sperăm să fie bine. Eu cred că nu am văzut. Uite cum mai sunt cadru. Deci, la prindere noastră, am mai întâmplat astfel de situații. Nu, mult de altă. E destul de înțeleagă să fie adăugat. Dar noi mergem mai înainte. Trebuie să facem să se bine. Domnul consilier, vă dau imediat cuvântul. Vă grăbiți, nu m-am oprit să termin, domnul. M-am văzut că vă grăbiți. Eu? Da. Imediat vă dau cuvânt. Nu chiar. Mulțumim. Dacă avem discuții cu mașina subiectului, vă dau cuvânt. Domnul Pop. Erau completări așa, subțiri, nu influențau decizia Consiliului. Haideți să ne respectăm un pic. Dacă domnul primar vorbea despre imaginea subiectului supus aprobării, dumneavoastră vorbeați de câmpul de pe Pornit, nu? Bun. Ședință de Consiliu? E ședință de Consiliu. Tocmai asta e problema. E ședință de Consiliu. Discuții? Să pun la vot cine este pentru? Suntem la diverse subiecte. Voi câteva informări. Vorbiți în urmă. Întreba cine e pentru și n-ai terminat. Eu nu am fost pentru. Dar fă-ți datoria la ce președinte. Păi da, dar nu se ia cuvântul, nu se dă. Olea, pe grădă. Cine este împotrivă? Eu sunt împotrivă. Abține? Am vot împotrivă, domnul consilier. Da, trecem la proiectul numărul 5, diversii, dacă avem, stimați colegi, înscrieri la cuvânt. Eu ne-am luat organic și cred că trebuie să facem ceva. Având în vedere că începe anul școlar pe 11 septembrie, nu? Vă rugăm ca pe 5, pe 7 am zis, nu? Cum înțeleg, da? Pe 7 septembrie să ne revedem în aceeași formulă, unde vom analiza, cel puțin la momentul discuției de astăzi, două proiecte ce vă sau mai bine spus, o informare privind stadiul măsurilor și felul în care vor arăta școlile la început de an și un alt proiect care o să cuprindă cu câteva puncte coordinate sau articole, o să fie aprobarea documentelor tehnice economice pentru câteva străzi unde are loc extinderea de ținut de gaz, de gaz naturale.
Știu că mai aveți și alte programe și aș vrea să fiți încă un acord asupra unui core. Să ne pliem după, nu știu, mai țin concediu, nu știu ce mai e, ca să nu fie problemă. Dacă nu ne vedem dimineața la ora 9, nu, că e mereu poate. E mereu poate și mai bine, dar să ne consultăm pe subiectul ăsta, că e mai sănătos, dacă tot venim vorba și știm de exact ce se va întâmpla în perioada următoare. Pot să vă spun că școala s-a semnat contractul de finanțare și contractul de finanțare, mai exact contractul de proiectare și execuție, finalizându-se procedura de achiziție cu școala, cu proiectul pentru școala numărul 9B. Miercuri, zilele trecute, ieri a fost emis ordinul de începere, în prima fază pentru proiectare. Copiii vor fi relocați în 3 unități de învățământ, o parte 5-8, așa cum am stat de conducerea școlii, Consiliul de Administrație și cei care iau decizii și cu o parte din părinți, care am mai vorbit, o să fie la școala numărul 2 Orbeni. Școala este în final, la final am putea să spun cu lucrările, chiar arată foarte bine. Mai avem, în urma discuțiilor de astăzi, să facem achiziția, deja am lansat procedura și referatul pentru achiziția celor fosei septice. Pentru, o să punem 3 la școala de numărul 2, una la grădinița 1 și una la grădinița tot 1 scurta, la urmă și 1 scurta. Pe 23 s-o semna și contractul de finanțare cu Ministerul Educației pentru dotare mobilier, proiectul acela componenta 15 PNRR. La scurta forajul, astăzi, era la 180 de metri. O să ne ducem până la 200, după care o să chemăm geologul, hidrologul, să cum s-o numi, ca să poată scana și să vedem ce o rezultat în urma forajului. Deocamdată nu-și dau seama constructorii, pentru că pereții vin cimentați. În momentul cu o anumită soluție, le cimentează și nu dă voia să iasă din... Nu, carotajul electric. Carotajul electric, așa. Da. Ca să nu se însumă. Rețeaua este aproape gata, urmează să finalizeze capacele la termine, să monteze vanele și după care achiziția rezervorului. Să vedem cât am putea reuși anul să facem. Într-o lună, o lună jumătate, din câte am primit asigură și azi mergem la altă ședință vizabilii, ceea ce înseamnă canalizarea și coilul. Sperăm să se finalizeze valoarea ofertelor. Și până la finalul, zic eu, lunii septembrie, nu știu, lunii octombrie, să avem declarat un câștigător și să ne apucăm de treabă la proiectul ăsta pe care îl așteaptă atâta lume. Proiect care se deblochează celălalt contract de finanțare care l-avem cu Ministerul Dezvoltării, cel de valoare de 11 milioane de lei pentru asfaltarea unui număr de 14 străzi și construirea unui poate. Și nu de nimic, dar asta ar fi ceea ce se întâmplă în momentul față și ceea ce urmează se întâmplă. Eu am să revin dacă mai avem intervenienți. Domnul Popa. Dacă la școala generală numărul Orbeni se ajunge la primul pas proiectarea, o idee ar fi ca acești proiectanți sau cine va câștiga, să vină la fața locului, să facă o expertiză serioasă și măsurători, că nu puține sunt cazurile când proiectele sunt greșite, nu de-a minea. Ușile cu deschidere prin interior, nu spre exterior, spre mari, spre mici. Deci vorbesc în cunoștință de cauză unor proiecte cu bani europeni, proiectanții le-au desenat din birou și n-au venit la fața locului, la clădire, pur și simplu, să vadă specificul încăperilor ca să facă o treabă cu cap. Nu-i cazul la Orbeni, deci, să spun și să te asigur și să vă asigur. Martori sunt oamenii școlii. În momentul când am emis ordinul de începere plan pentru proiectare de proiectare, echipa de proiectanți era în școală, au stat în jur de o zi, două, până au luat toate, au efectuat toate măsurătoarele de care e nevoie. S-au discutat foarte mult de ceea ce spui. Vor fi schimbate ușuri care nu corespund, vor fi schimbate multe lucruri. Toate se vor face cu sau fără voia noastră, după ceea ce ghidul AFM a stat la baza ca și criteriu acordării acestei finanțări. Deci toate vor fi firește, atent supravegheate și monitorizate în același timp, ca lucrurile să iasă bine. Multe din lucrările pe care ne le dorim noi să le facem în școala asta nu se vor regăsi în acest contract. Motiv pentru care, după ce se stabilește exact ce este făcut deja, se cunoaște cam care ar fi lucrările ce au loc acolo, având în vedere proiectul care se cheamă eficiența energetică în Universității de Învățământ,
o anumită categorie de lucrări nu se vor regăsi. Lucrări pe care, cu acordul cu Consiliul Local, le vom analiza și vom trece în revistă și vom, firește, vom întâmpla un contract de lucrări care va completa ceea ce nu face, ca la unul școala asta să arate cum trebuie. Dacă aveți informații și să vedeți cum lucrează FME-ul și care sunt condițiile pentru finanțarea și lucrările care vor fi executate, de exemplu, să schimbă ferestrele, cele care nu corespund, să face o analiză, o expertiză și spun, ferestrele de partea rămân pentru că ele fac parte în categoria clasa, nu știu care, clasa 6, clasa 10, nu știu cum să numesc ele, dar cele de la etaj trebuie schimbate. Ei, în momentul în care vin, schimbă ferestrele, le aduc la nivelul la care se cere, reparații se fac doar în jurul intervenției, atât în zona electrică, în zona cealaltă. Și vă dați seama că nu iasă perfect. Dar ca să arate școala Bobov la urmă, noi trebuie să mai venim cu un contract de lucrări pe întreținere și reparații, să o putem face ca coada să arate cum trebuie. Adică proiectam să țină cont toate reglementările legale în vigoare, să nu ne trezim că la deschiderea unui școlar sau a recepției finale, școala nu avizează ISU, nu avizează DSP-ul, pentru că eu am tană și bagă și legislație. Proiectam cu vede într-un fel lucrările, după aia vine DSP-ul și pompierii și spun unde se descoală. Am mai păstit și la scurt, am păstit și eu la mine la liceu. Cel ăsta la activ, care au fost finalizate, recepționate, ca să fim cinstiți cu toții și sincer cu noi, nu cred că a fost odată problema, începând de la școala numărul 1, pe scurtă, grădinițele, dispensarele, școala 3 scurtă și cea mai cu sala de sport, nu a fost, n-am avut probleme de genul ăsta, așa că... Adică era să atenție ca să nu avem după aia... Corect, orice discuție de care se înseamnă în recepție. Nu, dar nu se mai face nimic cu modificare. Și mai e un lucru la care cu toată lumea avem și aveți ușa deschisă. În ideea care simțiți nevoia și doriți, când o să aibă loc execuția lucrării sau eu știu, alt gen de lucrări, puteți fi prezenți și supraveghea lucrării. Puteți vă faceți simțiți în prezență și discutăm orice subiect. Crește că avem interesul să iasă bine. Imaginați-vă. Numai că studiind ghidul de la AFM, o să vedeți că nu toate lucrările care de care are nevoie școala vă o să vor regăsi acolo. Și asta ne obligă. Unele soluții sunt poate ușor surprinzătoare față de ceea ce vrem la final. Corect. Asta adică, mare grijă. Înseamnă un șans și bage un fir și reparația o face punctual pe acel șans. Dar acel șans nu se aibă culoarea peretelui în ansamblu. Sigur. Trebuie ajuns la nivelul și asta înseamnă cu finanțare. Nu. Nici măcar cu finanțare. Pentru că nu avem obligația să asigurăm separat. Trebuie să venim cu un contract în paralel și să mergem pe categoria de lucrări, ca la urmă și mai să nu arate ca o struță camilă, ca să nu-i zic altul, știi? Păi depinde și de cuantul consumii în care va trebui să o suportăm. Vă vedeați, să faci un caiet de măsurători, delimităm exact, și aici o să fie o mare problemă, delimităm exact genul de lucrări care se duc pe AFM, genul de lucrări care rămân în sarcina noastră, ca la Rusia asta. Ca să nu se merge foarte mult pe ideea la dublă finanțare, deci eliminăm fenomenul. Să fim atenți, să se merge pe principiul ca la dispensar uman. Nu parchet, nu gresie antirid, ci linoleumul ăsta. În spațiile de învățământ, rezistența lui în timp dă semne de întrebare. Păi o să ținem cont tot ce înseamnă și... Adică dacă suntem întrebați, să explicăm, băi, fraților, trufele la bănci, la scaune, la de-alea, de unde lumea se facă ceva... Nu are să cam cu scaune, un contract separat care vine în vigoare. Aici e vorba doar de eficiența energetică. De exemplu, îți mai spun un lucru. Vă mai spun un lucru. Lui ei au un accent pe tot ce înseamnă. Exterior, parte, pământ... Da, corect. Aia, ei dau cum rămâne. Nu pot schimba parchetul acolo, că nu intră ca și cheltuială eligibilă și nici eligibilă, nu pot folosi în același contract. Nu intră tot ce înseamnă volul, nu intră tot ce înseamnă ferestre. De ce? Ei vor să închidă școala, ca eficiența energetică să-și facă efectul, dar mijlocul îmi rămâne descoperit. Și eu nu pot să-l pun jos șapă cu parchet nou sau linoleum sau ce vrea școala, după ce o să vie ce spun normele, și etajul să-l las așa, cum există astăzi. Nu pot. Nu face totul, ca lumea lui nu face totul. Energetic electric sau energetic căldură? Eficiența și intră. Și sanitarele vor fi reașezate și schimbate, și electricul, și vor fi automatizate. Panoul fotovoltaice și așa mai departe. De exemplu, în exterior are 10 cm făcut izolația asta. Să face o evaluare, nu se dă jos. Și să mai vine cu încă 5, adică el are nevoie de 15 cm, că așa cere ghidul.
Oricum o să fie pistea așteptările noastre. O să iasă ceva sănătos și bine. Și văd în echipa de proiectare, care n-am mai văzut până astăzi, până în zilele astea, o echipă de profesioniști și mai ales că am mai și lucrat cu astfel de proiecte cu finanțare europeană. Să dea domnul, că la noi la școală a murit săracul și acum primăria Bacău nu știe ce să mai facă. Mă înțelegeți, vorbesc din experiență, nu din povești. Și cu fonduri europene, și nu știu cum proiectantul a văzut treburile care s-a suit acum, zic noi, de la unde a făcut facultate. Sunt oameni. Le desenează frumos lucrator și văd frumos. Și mai mult de atât, se va dorința asta de a comunica cu documentele de masă, să vedem cine îi permite legea, în condițiile noastre FMO, în ghetul său, și cine voi sunt. Ca să iasă lucruri bine. Dar o să mai intră cu toți prin școală, că o să aibă orice altfel. În două luni de zile trebuie să fie gata tot ce înseamnă proiectarea autorizației. Așa e ceva. Două luni proiectarea, 8 execuții. În 10 luni trebuie să fie gata obiectivul. Adică până la vară trebuie să fie gata. Anul școlar, dacă ajută Dumnezeu, sunt sănători, vă rog, să începe. Deci va reva activitatea de aici. Sigur, am asta. Da, dar avem de ales. Bucuria noastră că mega pachet și mobilierul și asta, cu construcția, deci când școala Urbeni, școala Forum, școala Coordonatoare, școala de centru, dotată și cu echipamente noi, moderne, cu tot ce înseamnă tale inteligente și alte lucruri de care au nevoie ca de carte didactice și copiii să funcționeze după normele din 2023, vă arăta un fel. Eu vă urez succes. Toate că vă spun termenele de respectare a lucrărilor astea n-au fost niciodată respectate de constructor. Acolo e o chestie temporară. Va fi o chestie de 2-3 ani. Adică create condiții la școala bine, școala asta nu se va termina de vreme. S-au reparat tot acolo, sobe, instalații electrice, lucrări, adică, tot. Eu văd 2 ani lucrarea asta, copiii vor sta 2 ani. Dacă ai evoluat și copiii așa, să fie copiii. Mai știu o școală, în centrul Bacolului, o școală 2025. Nu, mai știu o școală, nu v-am numit tot în centrul Bacolului, tot așa, se adună. Știi ce vreau să vreau? Nu mai compara centrul Bacolului sau ce vrei tu. Centrul... Uite, de la toate contractele care am avut în derulare și, mulțumesc Dumnezeu, au fost câteva și înainte și acum, nu cred că au depășit termenele. Să dea Domnul. Înseamnă că suntem mai fiști decât Bâlcăoane. Recepționate și puse în... mult mai devreme, mai devreme, o lună, cu două, cu nouă, nu mai puțin. Dar n-am avut probleme genul ăsta. Fost serios, băiatul. Oate ce vii din centru, se muncește aici, ăsta este centrul nostru. Da, se termină războiul din Ucraina, să vedeți ce s-ar prețurile la materiale și forța de muncă unde pleacă. Lasă-mă că nu se termină comentarii și... Toate materialele de construcții, orice vreau. Mai avem discuții, eu mai deci ne vedem pe data de 7, la ora 9. Și materialele va trebuie informații pe parcurs. Deci va avem proiecte de două proiecte pe ordine de zi. Posibil să mai apară ceva, dacă mai apară urgență, să revedem. Da? Mulțumesc. Not.